Înțelegeți? Noi ne-am pornit singure noaptea în oraș. Spre oraș. Spre oraș, da. Și ce lună, acum vă arăt. Frumoasă. Copii, ați văzut luna? Luna plină. Luna plină, frumoasă. Bună dimineața. E la fanani. E la fanani. Ascultă-te, Bade, da? Hai, Nanco, hai că tu. Hai, gata, punem centurile și ne pornim. Am trimis-o pe Cătălină după miere. Mi-e poftă de miere dimineață. Iată, Evine. Așa, dacă ai femeie însărcinată în mașină. Am luat șas. Super. Să ai și mânca tot drumul. Merit la mamica să dupic mătare, dar cu șurile de luăm e problema. Cătălina și-a luat și ghetele aici la mamica. Astăzi trebuie să spălăm și mașina. Poate în Chișinău găsim o spălătorie. Dacă o găsim. O să o găsim acolo. Acolo precis. Ne-am pornit. Gata. A noi e ziua. Am ajuns în oraș. Copilașii s-au trezit. S-au dezbrăcat. Melania nu mă doarme. Melania doarme strâns. Ne ducem să mâncăm, să bem o cafea. Toate restaurantele sunt închise. O jucării, vezi? Și Lego mult! Daniela vrea jucării. Daniela cu gurita. Am ce? După zis de Lego, noaptea tu ne-ai promis. Ela, hai să cumpărăm, mami. E lângă floricele. Cineva a obosit. Cafeluța Cătăline, cât e de cool, ce faină. Aceasta e iepraș. Aha. Și aici am luat muffins pentru Miela. Și o urechiușă. Dar Miela mănânc urechiușă, muffins nu vrea. Noi am venit la tuns pe aceiași doi frumoși. Albert și Melania. Iernes tot s-a tuns aici. Dar așa e frumos și el. Da. Vorba aia, cine se trezește de dimineață, de parte ajunge la ora 8 fix, a fost în oraș. Dăvim la 9 să ne tundem, de ajung la 9, și apoi ne ducem la Vintișor cu Ernest, la Vintișor. Și apoi la jucării. Și apoi, apoi cumpărăm jucării și mâncăm. Și apoi ne de joacă și apoi acasă. Da. Mila, unde pleci, mămic? Melania, vin înapoi. Adeu să ne tundem. Mama, vină să ne tundem. Hai, vin aici. Intră. Nu e la foarte repede, vreo 5 minute, 10. A fost cu minte. Nela, hai. Hai, Nela. Hai. Ia bagă. Pa, pa. Nu, nu. Noi luăm o jucărie pentru Nela. Nela așa lege. Asta. Și am luat și așa. O luăm pe asta, nu? Asta, da? Noi deja am făcut cumpărăturile, Melania și-a ales din nou o jucărie de plus și-a ales o pisicuță. Albert aici are cubrub original, micuț, ca umbreloc. Am luat geaca și căciul la Melanie, se umbrac pentru că afară un pic e rece. Mela e tare fericită, da. Ești fericită, mama? Da? Noi am venit și așteptăm pe Ernest și pe mamica. Ei s-au culcat aici, canapea. Noi suntem la cumpărături, fetele. Ați obosit deja? Băieții n-au răbdare cu noi. S-a deschis magazinul. Și vedem, aici este un outlet. Vrei blugi? Mela, dar tu ce vrei? Tu ce vrei? Mela vrea mâncare. Și joacă. Ups! Asta da! De fiecare dată o arunc așa. Ia! Da, chifate! Acum ne ducem să mâncăm ceva. Și copiii la parc de distracții. Iehuu!
Am găsit parcare! Chișinău, asta e raritate! S-a dus cineva și noi am ochit, am văzut și noi de-am parcat. Am plecat, copilași! Ne-am bucurat degeaba că am găsit parcare, dar restaurantul este închis, în reparație. Așa că ne ducem în altă parte, găsim altă parcare. Aleg acum mâncare pentru Melanie, aici este meniu pentru copii. Voi lua o supă cu chifteluțe, dacă va fi. Iar mie o să-mi iau un mic dejun. Copiii sunt la teren. Hai, Mela! Hai, Mela! A venit Mela! Ce vrei? Vrei suc? Vrei suc? Uite, amuș! Și salata Cătălinei, salata ceză cu chiviț. Și da comanda? Dacă vrei. Astăzi Mela nu și-a luat prea multe. Iată și asta e baby. Pa, pa, Mela! Pa! Noi mari, noi te iată acolo, ia uite că te vine. Ia te ce bea. Aha, uite, n-a la-i bun. Era mașină, e mașină. Da. O duci la casă. Mela vrea mașină. Asta mama o iei, asta? Bine, bine, bine. Măcar să văd pizza. Albert, i-a luat cățeluș. Hai, la mașină, mama. Hai. Hai, Melanie. Nu încolo, mamie. Mela. Noi suntem la teren de joacă. Melanie, nu poate ajunge la tine, Albert. Hai, Mela. Aici multe, multe biluțe. Nu, e voie. Gata, sau? Hai!